Marcu, capitolul 3. Acesta este textul la care vom medita. Îl vom citi de la versetul 20 la 35. Onorăm cuvântul Domnului, ne ridicăm cu întreaga adunare. Suntem la începutul lucrării Domnului Iisus Hristos. El a făcut foarte multe vindecări. Dacă veți citi tot capitolul 3 de la început, veți vedea că El vindeca pe mulți duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau: tu ești Fiul lui Dumnezeu. Foarte multe lucrări așa supranaturale. Și nu numai El, ci și ucenicii, citim versetul 15 că le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. E vorba de ucenicii Domnului. Dar două reacții și pe acestea ne concentrăm. Versetul 20. Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Că ziceau, și-a ieșit din minți. Și cărturarii care se coborâseră din Ierusalim ziceau, este stăpânit de Belzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Iisus i-a chemat la El și le-a zis, în pilde, cum poate satana să scoată afară pe satana? Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei înseși, împărăția aceea nu poate dăinui. Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei înseși, casa aceea nu poate dăinui. Tot astfel, dacă satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare. Numai atunci îi va jefui casa. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Aceasta pentru că ei ziceau, are un duh necurat. Atunci au venit mama și frații lui și stând afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus, iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns, cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui, iată, a zis el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. Amin. Să ne rugăm. Doamne, inima noastră este deschisă, mintea este pregătită să primească cuvântul Tău. De aceea te rugăm să ne vorbești tuturor. Să ne cercetez pe toți de felul în care ne raportăm la Tine. Toată credința noastră este legată de Tine, nu de instituții, de sisteme, de tradiții, ci de Tine. Vrem astăzi să ne verificăm cum ne raportăm la Tine în această societate care ne cere să ne delimităm de Tine. Doamne, Duhul Tău să ne vorbească tuturor. Întărește, Doamne, credința noastră în Tine. Pune o mărturie nouă în gura noastră. Și mă rog, Doamne, și pentru cei nesiguri, îndoielnici, sceptici, și lor să le vorbești, să li te descoperi, să le stârnești inima și mintea. Și de astăzi să nu le mai fie rușine de Tine, să Te onoreze pe Tine. Așadar, stăm, Doamne, vorbește, căci robii Tăi ascultă. În numele Domnului o cerem și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mesajul meu este intitulat Riscul de a te asocia cu Iisus. Ce credem noi astăzi despre Iisus?
Citim în Evanghelie că Iisus a fost vindecătorul. Mai este El astăzi pentru noi vindecătorul sau ne este rușine să ne asociem cu El ca vindecător? Am fi pregătit să ne asociem cu Iisus ca un guru, bun învățător. Suntem gata să ne asociem cu Iisus ca un bun lider. Un lider. Dar nu cumva să îl mai recunoaștem ca Iisus vindecătorul? Cel care poate schimba vieți? Care poate vindeca, exorciza? Există un risc pe care trebuie să ne-l asumăm ca ucenici ale Hristos. Am cântat foarte frumos. Cu tot ce am, mă dăruiesc. Cu tot ce sunt eu, te iubesc, Iisus. Trăiesc pentru tine, te vreau doar pe tine, Iisus. Sper să nu fi fost doar un refren triumfalist. Pentru că vor veni vremuri în care, într-adevăr, va trebui să demonstrezi că îl iubești pe Iisus. Că te identifici cu tot ce este El și ce a făcut El. Vedeți, astăzi Iisus este considerat îngust, irelevant, depășit. Dacă vorbești în numele Lui, ești una cu El. Atunci când atacul este la Iisus, este și la tine. De aceea atât de mult mă intrigă caricaturizarea lui Iisus de unii predicatori falși. Da. Dacă cercetezi Evangheliile cu atenție care descriu viața lui Iisus, vei vedea că nu acesta este Iisus din Evanghelii pe care îl prezintă unii predicatori. E cu totul altceva să studiezi tu Evanghelia pentru tine. Atunci îl vei cunoaște direct pe El, din cuvânt, și asta îți va schimba viața. Acest mesaj este un mesaj de cercetare și parțial profetic, sper. Pentru că eu cred că vor veni vremuri foarte grele pentru creștini care va trebui să te decizi, să alegi de partea cui ești. Oare îți vei asuma riscul de a te identifica cu Domnul tău? Contextul. Suntem la începutul lucrării lui Iisus. Popularitatea și personalitatea lui Iisus creșteau. Și găsim că rudenile lui Iisus și cărturarii, adică grupul învățătorilor din care făcea parte și Iisus, că era un rabin tânăr, rudenile și cărturarii s-au dezis de Iisus. El a fost atacat în multe feluri. S-au încercat tot felul de discreditări pe parcursul vieții, iar începutul e aici. Ne găsim după ce Evanghelia relatează multe miracole pe care le-a făcut Iisus și chiar ucenicii Lui. E clar că cele două narațiuni, rudeniile și cărturarii, arată că nici unii, nici alții nu l-au înțeles corect pe Domnul Hristos. Dar ați observat de asemenea că cele două grupări sunt practic din interiorul comunității vieții lui Iisus. Adică Iisus era evreu, învățător, și de acolo a venit atacul. L-au considerat demonizat. Și apoi rudenile cu care trăia, nu?
l-au considerat nebun. Din interior. Și despre aceasta vreau să vorbesc. Există un risc pe care noi îl asumăm atunci când ne identificăm cu Iisus și nu, riscul nu vine atât din afară cât din interior. Poate nu v-ați gândit până acum la acest aspect. Să vedem ce ne învață cuvântul astăzi. Deci, întâi avem atitudinea, am să încep cu atitudinea cărturarilor. Atât atitudinea lor, cât și atitudinea familiei, cred că obliga cititorii Evangheliei și pe noi astăzi să ne decidem ce credem despre Iisus. Dacă mai rămânem asociați cu El, în unire cu El, identificați cu El sau nu. Deci, acești cărturari au considerat că a se asocia cu Iisus poartă riscul de a fi considerați eretici. Cine e acest rabin? Cine se crede el? De aceea am depistat în atitudinea lor păcatul invidiei. Atunci când te asociezi cu Iisus, riscul este să fii invidiat, batjocorit, discreditat. Pentru că și din interior aceasta, liderii aceștia religioși, în loc să-L susțină pe Iisus că era dintre ei lor, în loc să-I recunoască cel puțin lucrările, mesianitatea, au influențat mulțimea, au împrăștiat neîncrederea că Iisus ar fi demonizat. E ca și atunci când auzi de anumite lucrări care se fac în numele Domnului, auzi de comunități sau predicatori sau alt fel de lucrări și dintr-o dată apar cei care pun la îndoială și discreditează acele lucrări. Foarte rar mai intru pe Facebook, așa numai pentru chestiuni legate de școală, dar o vreme am stat și eu și am săturat să văd că orice făcea cineva bun, orice afirma, orice predică, era imediat atacată. Programat. Și sunt unii experți în așa ceva. Sper că nu ești prieten cu ei pe Facebook. Deci când găsești astfel de oameni, trebuie să înțelegi, ei vin din interior, sunt ai noștri care compromit, practic, lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul adunării a bisericii. Asta au făcut acești lideri. Au încercat să-i discrediteze lucrarea lui Iisus, că face lucrări cu ajutorul dracilor, a Domnului dracilor, că e colaboratorul lui Belzebul. Belzebul în vechime era domnul spiritelor rele. Așa, era un nume generic, corespondentul satanei, prințul demonilor. Deci, vă dați seama, acuza era, sau răspândeau această sămânță a neîncrederii, că Iisus ar fi fiul satanei? Asta a vrut să spună. Deci pentru ei fiul lui Dumnezeu era fiul lui satana. De aceea Iisus trebuie să le răspundă. Aici nu e vorba de o chestiune personală, o jignire, cum a făcut-o mai târziu, că au inventat o felul de mărturii micinoase împotriva lui Iisus și nici măcar nu se potriveau între ele. Aici e vorba de altceva, e vorba de onoarea lui Dumnezeu. Atunci n-ai voie să taci. De aceea Iisus le răspunde aproape ironic. Deci ilustrațiile lui, pildele lui Iisus sunt ironice. Ia gândiți-vă, zice, pe cum satana se lupte împotriva lui însuși? Păi,
ilogic. Cum zice o casă să se lupte împotriva ei? Păi se dezbină. Un raționament fals de partea acestor cărturari. Erau orbiți. Orbirea care i-a dus la ură împotriva lui Iisus. Și motivul, cred eu, interpretarea mea, a fost invidia. Îl invidiau pentru lucrările frumoase, minunate pe care le făcea. Mai târziu, în Marcu 15, citim de asemenea că pricepuse, spune textul, că preoții cei mai de seamă, Pilat pricepuse că preoții cei mai de seamă l-au dat pe Iisus în mâna lui, a unui roman, a unui păgân, din pismă, din invidie. Ca și cazul apostolilor, aici vreau să citesc din Faptele Apostolilor 13, când apostolii erau în lucrare, făceau și ei lucrări minunate în numele Domnului, totul părea să decurgă bine și în Fapte 13 citim că au ajuns într-o cetate unde erau mai mulți evrei și apostolul Pavel și Baraba le-au predicat cuvântul lui Dumnezeu, îi îndemnau pe toți să stăruiască, zice, în harul lui Dumnezeu, foarte frumos, versetul 44 din Fapte 13 spune că în sabatul viitor aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Deci predică. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, de invidie. Vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, adică evreilor, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Aceeași reacție, invidia. Acum este și o parte pozitivă, între ghilimele, invidia aceasta. Ne-a inclus și pe noi neamurile în harul lui Dumnezeu, până la urmă. Apostolii s-au îndreptat spre noi, noi românii. Am făcut parte dintre neamuri și astfel am fost binecuvântați. Dar mă întorc la invidia evreilor, cărora li s-a predicat cuvântul. Invidia totdeauna distorsionează adevărul. Și atunci Iisus, întorcându-ne la textul nostru, sancționează exact această atitudine a lor care a distorsionat adevărul despre lucrarea lui Hristos. Adică Iisus Hristos făcea vindecări, scotea demoni din oameni, îi elibera. Și ei interpretau că El e demonizat. Această atitudine, spune Iisus, se numește blasfemie, adică hulă împotriva Duhului Sfânt. Această atitudine este condamnată pentru că a negat activitatea Duhului lui Dumnezeu în lucrarea lui Hristos. Lucrarea Duhului Sfânt era nu să elibereze pe oameni de toate puterile rele. De aceea Iisus spune... Toate păcatele pot fi iertate, dar există unul care nu are cum să fie iertat. Asta nu vrea să spună că Harul lui Dumnezeu nu poate face lucrări, da, unde omul nu înțelege. Nu, nu, aici e vorba de altceva. E una să-L respingi pe Iisus din neștiință și alta să ataci puterea care sau prin care eliberează El, lucrează El. Dacă ești în neștiință, poți fi ajutat să ajungi la știință, la cunoștință. Dar dacă de bună voie îți tai legătura cu ceea ce te poate elibera, nu mai există variantă să fii eliberat. Asta vrea să spună textul. Deci este un păcat făcut cu premeditare. Cărturarii aceștia au planificat, spune că s-au coborât din Ierusalim. Deci nu erau localnicii. Au venit câțiva pregătiți să-L atace pe Iisus.
Și ce au zis? Au atribuit lucrările Duhului Sfânt diavolului. Acesta a fost păcatul de neiertat. De ce? Pentru că atacau pe cel ce poate ierta. Singurul care poate ierta. Ataci singura sursă de mântuire, de eliberare. Refuz, adică e ca și cum refuz mărturia Duhului. Chiar și acum când se predică. Și ori de câte ori se predică, când refuz în mintea ta, în inima ta, lucrarea Duhului Sfânt, atunci înseamnă că nu mai există nimeni care să-ți spună adevărul despre starea ta. Te poți elibera. Și cei care au fost eliberați și au mărturisit unii dintre ei că toată viața li s-a schimbat, exact invers a petrecut. Au lăsat Duhul lui Dumnezeu să lucreze, să le elibereze de blestem și păcat. Cum spune în cazul Lidiei, Fapte 16, la predica lui Pavel. Deși Lidia era o femeie vlavioasă, făcea rugăciuni, dar nu era schimbată în centrul personalității ei. Spune că la predica apostolului Pavel, Dumnezeu, Domnul, i-a străpuns inima. E greu să explici ce înseamnă aceasta, dar a fost ceva real acolo. Toată viața ei s-a schimbat. Bun. Când tu refuzi această lucrare în mod premeditat și atribui lucrările Duhului, diavolului, asta este hulă împotriva Duhului Sfânt. Aproape aș zice că seamănă cu ispitirea pe care o făceau evreii în Vechiul Testament. De mai multe ori Dumnezeu i-a pedepsit pe izraeliți pentru că ce m-ați ispitit acolo, m-ați ispitit acolo. Ce înseamnă că poate fi Dumnezeu ispitit? Nu, El nu poate fi ispitit să facă rău, nu? Pentru că Dumnezeu este în esența Lui bun, adevărat, frumos, sfânt. E altceva acolo. L-au ispitit în ce sens? I-au cerut lui Dumnezeu să își țină anumite promisiuni pe care El le-a făcut într-un anumit context și acum trebuia ca El să le împlinească într-un alt context. Au luat cuvintele lui Dumnezeu, promisiunile și au zis, uite, nu te ții de cuvânt. Doamne, păi ai promis că ne vei face asta, ne vei da asta. Și au schimbat contextul, au vrut să se justifice pe ei înșiși. Și l-au ispitit pe Dumnezeu. De ce? Pentru că au încercat să îl prezinte fără caracter. Ca și cum Dumnezeu nu se ține de cuvânt. Asta a fost ispitirea în vechime. Și această formă de ispitire a mai multe feluri. Există, deci, o invidie deghizată care descopere, de fapt, altceva, așa cum a fost și în vechime, împietrirea inimii. Cum spunea Ștefan când murea, lovit tot de-ai lui, oameni tari la cerbice. Degeaba zice Duhul lui Dumnezeu vrea să vă vorbească. Nu poate, nu poate. Pentru că atunci când trăiești în starea aceasta de invidie, nu poți vedea starea spirituală în care ești. Ți se răstoarnă valorile. Cum spunea Isaia 5:20, vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Aceasta era starea acestor cărturari. Sigur că nu doreau să se asocieze cu Isus. Din invidie. Ce ei nu vedeau că oamenii sunt eliberați, că bolnavii sunt vindecați, sigur că vedeau, dar nu acceptau să se identifice cu Hristos. Care e mesajul pentru noi astăzi? Aveți grijă de invidie. Vă poate orbi. Din invidie poți deveni batjocoritor tu însuți.
dar poate ați trăit în casele voastre oameni care v-au batjocorit, au încercat să vă discrediteze. De ce credeți că au făcut-o? Din invidie. V-ați cercetat, v-ați schimbat viața și totuși ei sunt împotriva voastră, deși ei văd lucrarea lui Dumnezeu. Îmi amintesc de cineva care mi-a povestit, un băiat, că s-a hotărât să-L urmeze pe Domnul Hristos cu adevărat. Însă el venea de pe o linie de tradiție ortodoxă foarte puternică și și-a asumat acest risc. Și mi-a spus, zice, frate, tata mi-a spus aseară că m-a dezmoștenit. Nu mai am nimic de la el. Nu voi mai moșteni nimic din tot ce avea el, pentru că m-am pocăit. L-am urmat pe Domnul Hristos. Și mi-a spus el, da, zice, eu sunt mâna Domnului, sunt încrezător. Era așa de luminat, aproape m-a apucat o gelozie sfântă, așa când am văzut cât de demn a primit acest verdict. Mi-a fost drag, pentru că și-a asumat riscul de a se identifica cu Hristos, indiferent cât pierde. Să vorbeam de invidie, e posibil să ne curteze pe toți, în interior. În Luca 9 citim despre ucenicii lui Iisus, că s-au dus foarte așa triumfaliști la Iisus să-i spună, știți, Doamne, știi, Doamne, a fost unul care a făcut lucrări în numele Tău, dar noi L-am oprit. Și Iisus spune, de ce L-ați oprit? Dar El nu-i împotriva noastră? Cu alte cuvinte, aveți grijă cum judecați, cum vă raportați la astfel de lucrări, pentru că pot exista lucrări binecuvântate de Dumnezeu, dar tu să le vezi deformat, nu cumva din pricina invidiei. Fiecare să ne cercetăm, ajută-ne, Doamne, la aceasta, să nu disprețuim ceea ce Dumnezeu binecuvintează. Dădeam acest exemplu și în mesajul trecut, tot așa, e mai mult pentru pastor, dar îmi permite să-l dau, da? Ajută! Despre un pastor, citeam din secolul XIX, îl chema F.B. Meyer. Era pastor în Londra și avea o biserică mai mică, așa, dar pentru că în Londra atunci existau doi mari predicatori, și anume Charles Spurgeon, prințul predicatorilor, cum mai era poreclit, și Campbell Morgan, un excepțional învățător. Și bisericile acestor doi mari predicatori erau mai mari ca număr decât biserica lui Meyer. Și acesta a recunoscut că a început să devină gelos, invidios pe cei doi. Și s-a rugat Domnului, sincer fiind, Doamne, scapă-mă de duhul de invidie. Și cumva Dumnezeu i-a vorbit și l-a învățat că trebuie să facă ceva neobișnuit. Să se roage pentru Spurgeon și Morgan ca bisericile lor să prospere și tot mai mulți oameni să se mântuiască în aceste biserici. Asta se numește frângere. Când îți cere Dumnezeu să faci ceva ce nu-ți vine din fire. Dar și Meyer s-a gândit că ar fi bine să asculte pe Domnul. Nu i-a convenit. Și atunci a început să se roage cu sârguință ca biserica lui Spurgeon și biserica lui Morgan să crească tot mai mult. Și notează el, am făcut traducerea din engleză, și notează el în jurnalul lui. Într-adevăr, bisericile lor au crescut atât de mult datorită rugăciunilor mele, încât s-au revărsat, iar ce s-a revărsat a venit la biserica mea.
Există și o, dacă vreți, o convertire a invidiei, o poți cu toată sinceritatea și frângerea și supunerea să o corectezi. Dar mare atenție la invidie în interior, aici, între noi. A doua narațiune este despre rudeniile lui Iisus. Și aici avem un al doilea risc. Primul risc a fost riscul invidiei, riscul batjocorii. Când te asociezi cu Iisus, poate apărea. Al doilea este riscul izolării. Rudeniile sau apropiații lui Iisus, care și, sigur, au fost în cunoștință de lucrările lui Iisus, dar au știut și ele despre vindecări, exorcizări, spune cuvântul că după ce au auzit tot ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, căci ziceau, și-a ieșit din minți. Traducerea e corectă. Am verificat-o cu mai multe variante, este corect, exact așa au spus. De aceea, uitați-vă în versetul 31, narațiunea aproape se continuă, când spune că atunci au venit mama și frații lui și stând afară, au chemat să-l cheme pe, nu înăuntru, afară. E simbolic. Ca și cum se delimitau de Iisus. Nu vreau să fie cu el înăuntru. Cumva, nu cumva să fie identificați ca ai lui Iisus. Și s-au decis să-l scoată afară pe Iisus din întâlnirea aceea, pentru că spuneau ei și a ieșit din minți. Adică a fost nebun. A devenit nebun. Au căutat să-l ia acasă cu ei, să nu-i facă de rușine, pentru că le era rușine cu Iisus. Știți ce spune aceasta? Că rușinea caută să izoleze adevărul. Și acest moment nu este unic. Am să vă citesc din Ioan câteva pasaje să vedeți că evanghelistul Ioan a sesizat mai multe momente în care familia lui Iisus s-a dezis de el. Ioan 7:20. Când Iisus vorbește, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura mea este de la Dumnezeu sau dacă vorbesc de la mine. Și foarte frumos. Și versetul 20 spune, norodul i-a răspuns, ai drac, cine caută să te omoare? Capitolul 8, versetul 48. Iudeii au răspuns, nu ziceam noi bine că ești samaritean și că ai drac? Versetul 52, tot în același capitol. Acum i-au zis iudeii, vedem bine că ai drac. Din nou, aceeași acuză. Capitolul 10, versetul 20. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun. De ce l-ascultați? Vedeți? Aceeași reacție. Dar inițial, această, ați văzut startul, da? A fost imprimat de acei cărturari care au diseminat această minciună, să-l compromită pe Iisus și a prins. Când venim însă la familia lui Iisus, asta e o surpriză. Pentru că în vremea aceea, identitatea cuiva era legată de familie. Și a avea pe ei tăi împotriva ta, a te înțelege greșit, era foarte greu de dus. Cred că inima lui Iisus a fost frântă atunci când a văzut că ai lui se dezic de el. De aceea Iisus Hristos prinde ocazia să vorbească despre o nouă familie, despre adevărata familie. Spune el,
oricine face voia lui Dumnezeu, acela este frate, soră și mamă. Cu alte cuvinte, viața cu Dumnezeu nu se stabilește și se definește pe criteriile relațiilor biologice. Nu poți moșteni credința pentru că au avut-o părinții tăi, cu alte cuvinte. Asta este o păcăleală. Trebuie să fie o identificare a ta cu Hristos. Trebuie să devii ucenicul lui Hristos, urmașul lui, de bunăvoie. Să îl alegi pe el. De aceea Hristos spune, toți cei care m-au ales, care fac voia lui Dumnezeu, aceia sunt familia mea. Practic, Iisus cred că viza biserica. Se profila ceva. Aici sunt semințele viitoarei idei. Se naște un nou popor. Biserica mea, adunarea poporului lui Dumnezeu. Dar ce anume putem învăța de aici? Ce risc ne asumăm atunci când ne identificăm cu Iisus ca și îl facem parte a familiei noastre, nu? Riscul izolării? Yeah. Nu ați auzit de atâtea mărturii când credincioșii s-au dăruit, au făcut legământ cu Dumnezeu și n-au mai fost primiți acasă. Au fost izolați de familie. Nu e prima dată. Peste tot, întotdeauna a fost în istoria bisericii adevărată lui Hristos, a fost această prigoană chiar din interior. Apostolul Pavel a fost și el făcut nebun când a vrut să și-a vestit Evanghelia lui Hristos VIP-urilor din Imperiul Roman. Dar știți la ce mă gândeam? La delimitarea aceasta, că rudenile lui Iisus s-au delimitat practic de lucrările supranaturale ale lui Iisus. Ca și cum ele nu chiar sunt adevărate, e ceva ce noi nu putem explica. Și această idee sau această ispită, chiar în interiorul bisericii astăzi, există, nu numai prin teologia liberală din secolul XVII începând, care a golit bisericile, mai ales în secolul XIX, bisericile protestante, ci chiar și acum, în vremea aceasta, am observat că este o încercare de a ne delimita chiar noi, în interior, de anumite lucrări ale Domnului Hristos. Ca și cum nu acceptăm ceva, dar nu orice. Exemplu, lucrările de vindecare. Sigur, poți să nu fi văzut nicio lucrare de vindecare sau să fi experimentat tu una. Asta nu înseamnă că ele nu există. Cine ești tu să limitezi lucrarea Duhului, lucrarea lui Dumnezeu astăzi? Nu. Am avut un student credincios și mi-a povestit ceva și grupei de studenți în care făcea parte și mi-am notat în detalii ideile, povestea lui. Era căsătorit cu soția lui, aveau deja o fică mai mică, câțiva anișori, 2 ani parcă avea, și a venit următoarea fetița lor. Și mama era însărcinată, atunci parcă era luna 7-a, da? Și făcea baie în cadă și fetița cea mică era pe acolo, se juca și ea și aparatul de uscat părul a fost uitat în priză. Și fetița se joacă cu aparatul și îl scapă în cadă, unde era apă și unde era mama gravidă în luna 7-a. Și el, soțul, ne povestea că a auzit la un moment dat o gălăgie neobișnuită. Toți știm ce e asta. Dar a amânat să verifice. Și doar după câteva minute
nemai auzând nici un fel de gălăgie, a intrat în baie și a găsit-o pe soția lui fără suflare, blocată acolo în vană, și-a dat seama, a văzut aparatul în priză, și-a dat seama, l-a scos, a intrat într-o panică normală și a încercat să o ridice pe soția lui de acolo. Și n-a putut. N-a avut putere. Era grea. Și atunci spunea el, ce-am făcut rugăciunea vieții mele. Nu știu cum, că nu m-am gândit ce spun, dar am strigat dintr-o dată, Iisuse Hristoase, scapă-ne! În acel moment, deodată, ea a prins viață, a respirat și și-a revenit. Și tu vrei să-mi spui că n-a fost nimic. Așa cum când Lazar a fost înviat din morți, unii au spus, a fost sedat. Când fetița aia a fost vindecată și înviată, au zis, a fost așa, un leșin. Uite, așa încercăm noi să explicăm. Și noi suntem în interior aici. Când te identifici cu Hristos, trebuie să te identifici cu aceste lucrări ale Lui. Ți-e rușine cu El? Uneori parcă ne e mai ușor să ne identificăm cu dușmanii lui Hristos. Aici stă riscul uceniciei. Să fii considerat aberant, să fii ridiculizat, să fii batjocorit pentru numele lui Hristos. Ești tu gata să-ți asumi acest risc de a te identifica cu Hristos? Da, va fi și prigoană. E posibil. Pentru că toți cei, spunea Pavel, care vor să trăiască cu evlavie în Hristos, vor fi prigoniți. Și Iisus avertiza că veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Dar tocmai asta este prețul pe care ne-l cere Hristos. Și noi mulți am fost gata să-L plătim și să nu ne dezicem de El. Deci, chiar în interiorul nostru, al comunităților noastre, credincioși, când te identifici cu Hristos, trebuie să știi că îți asumi și riscul invidiei, al izolării, al persecuției. Ce așteaptă Iisus de la tine? Să trăiești cu orice risc la lumină. Să-L onorezi pe El, să te identifici cu El, cu persoana și lucrarea Lui, să-ți asumi identitatea de ucenic, de urmaș al lui Hristos. Și trebuie să te decizi de partea cui ești. Citeam câteva lucrări ale lui Viktor Frankl, care a fost evreu, un om însă spiritual, m-au zidit unele scrieri ale lui. El, la un moment dat, scria despre perioada celui de-al doilea război mondial, când a și fost închis de naziști, pentru că era evreu, soția, copiii și părinții au fost uciși în Holocaust. Și la un moment dat spunea el că un gardian i-a tăiat verigheta de pe deget și el a interpretat aceasta ca și cum să nu mai aibă nicio identitate. Deci l-au dezbrăcat, l-au umilit în toate felurile, să-și piardă identitatea, practic. Și acum i-au tăiat verigheta ca să uite că are soție, copii, pentru că nu mai erau. Și atunci Frankl a scris următoarele și vă citez. Puteți să-mi luați soția și copiii, puteți să mă dezbrăcați și să-mi luați libertatea, dar este un lucru pe care nimeni nu mi-l poate lua. Aceasta e libertatea de a alege cum să reacționez la ce se întâmplă cu mine. Acesta a fost secretul supraviețuirii experienței închisorii, spune el. Altfel spus, dragi credincioși, există o demnitate a uceniciei, există un secret pe care Dumnezeu l-a împărtășit cu tine,
pe care tu trebuie să-l ții cu demnitate. Nu înseamnă mândrie, ci demnitate. Să te identifici în orice vreme cu Domnul tău. Indiferent. Există riscul invidiei, riscul izolării, riscul persecuției. Am să închei mesajul meu cu o poezie a lui Trent Dors, pe care o știu mai de tânăr. Când memoram poezii și de Trent Dors și de alții, și mi-am amintit de ea pregătind și acest mesaj. Iată poezia "Nu pot să tac" de Trent Dors. Nu pot să tac, o sfântă pară îmi arde inima mereu. Dacă aș tăcea, aș ști că merit să mă alunge Dumnezeu. Nu pot să tac când adevărul să-l apăr și să-l spun mă vrea. Puterea lui nu-i chin, nici aur să-mi treacă în conștiința mea. Nu pot să tac când văd vrășmașul stricând lucrarea lui Hristos, când văd pierind nevinovații și îl văd râzând pe mincinos. Nu pot să tac văzând dreptatea călcată de altrufiei plac, când văd iubirea pângărită. Nu pot să tac, nu pot să tac. Nu pot să tac chiar dacă încă de mult sunt socotit nebun. Știu bine că sosește ziua să adeverească tot ce spun. O, n-am uitat cât preț de sânge și chin am dat, că n-am tăcut. Că nu-i pe trupul meu vreo parte să n-aibă un semn de răni făcut. Și n-am uitat că poate încă urzii minciuna răul plac. Știu calea Golgotei și totuși nu pot să tac. Nu pot să tac, că de-aș tăcea cumplita pară a tot ce tac, deși am știut, mi-ar arde veșnic conștiința și-aș merita că ce-am tăcut. Și n-am să tac, ci până la moarte striga voi graiul cel ceresc. Mai greu e chinul conștiinței ca oricare chin lumesc. Amin.